I'm living right here and now, and I don't wanna miss out. Is this what life's all about? The world is calling and I'm listening. Yeah, I'm listening. I feel the freedom inside. Come on, let's go for a ride. I finally opened my eyes and I can see it so clearly. So clearly. Life is but a dream. And isn't it amazing? Bună ziua, vă rog să luați loc pentru a continua programul cursului festiv de absolvire a promoției 2019 a specializărilor de medicină generală, balneofiziochinetoterapie și nutriție și dietetică,
prezenți, dar mai ales prezente în sală, împreună cu familii, cu susținători, cu prieteni, cu admiratori și cu cel mai tânăr membru din sală, o lună are, să trăiască la mulți ani. Ca în fiecare an ne face plăcere să participăm la acest eveniment care se dorește a fi un eveniment festiv și anul acesta suntem onorați de prezența în sală a cadrelor didactice, o parte din cadrele didactice care v-au fost alături în procesul de învățământ pe cei 3 sau 4 ani de specializare. De asemenea, totdeauna am ținut să țin cont că este pentru dumneavoastră, dar și pentru noi, doar un început, pentru că de aici încolo urmează o activitate și mai complexă, atât activitatea profesională, cât și activitatea de continuare a studiilor și a perfecționării fiecăruia dintre noi și dintre voi, în principal, pentru a ajunge masteranzi, doctoranzi și mai departe să putem să facem față cerințelor pieței actuale a muncii, care abia vă așteaptă. Așa că, stimați absolvenți ai generației promoției 2019, dați-mi voie să dau cuvântul domnului profesor universitar dr. Timar Zoran, decanul Facultății de Medicină Generală, care va transmite discursul din partea conducerii universității noastre, a rectoratului și a doctoratului, spunându-vă câteva cuvinte de îmbărbătare. Să-l ascultăm! Mișu, de Paște aștept să aduci un miel, că m-ai botezat. Interesant. În numele rectorului Universității de Medicină și Farmacie Victor Bajeș și Timișoara, domnul profesor Marius Raica, în numele întregului corp academic al Universității și al Facultății de Medicină, doresc pe voi, absolvenții Facultății de Medicină, secțiile de asistență medicală generală, balneofiziochinetoterapie și nutriție și dietetică, să vă felicit atât pentru voi cât și familiile voastre. Vă felicit din toată inima, ținând seama de efortul mare pe care l-ați făcut în decursul celor 4, respectiv 3 ani de pregătire profesională, în spatele vostru fiind o adevărată echipă formată din profesioniști, cadre universitare, părinți, frați, surori și, de ce nu, și copii. În încheiere doresc să vă dau câteva sfaturi de viitor. Niciodată nu uitați să fiți corecți față de voi înșivă. Nu uitați niciodată că nu puteți realiza nimic singur decât în colectiv și în echipă. Nu uitați că de acum aveți responsabilități crescute, veți lucra cu oameni, nu veți lucra cu obiecte, de multe ori o vorbă bună făcând mai mult decât o medicație corectă. Vă aștept în continuare să vă perfecționați profesional urmând cursuri de doctorat, cursuri de masterat. Iar în încheiere doresc să vă felicit pe voi, să vă urez sănătate și mult succes în continuare. Mulțumim domnului decan. În continuare câteva cuvinte din partea cadrelor de predare care au avut grijă de promoțiile de medicină generală, considerând că pentru BFKT și pentru nutriție deja am spus câteva considerații și mai urmează să ne mai exprimăm părerile și în continuare acestui curs festiv. Vă rog, doamna dr. Iurciuc. Câte emoții! Stimați absolvenți, de astăzi de fapt colegi, dragi părinți, onorate cadre didactice, mă simt emoționată și onorată să fiu astăzi într-un astfel de moment înalt academic. Ce facem de fapt
E sfârșitul a 4 ani de muncă, muncă intensă, 4 ani de facultate. Cei care termină 6 ani de facultate, doctorii, au DR, nu? Așa este. Dumneavoastră aveți 4 ani, îl aveți pe D și jumătate din R. E un calcul simplu. Nu uitați că aveți posibilitatea să accesați studiile noastre masterale, să vă diversificați și să vă desăvârșiți activitatea medicală și studiile. Dar despre ceea ce va trebui să faceți de acum încolo, mă gândesc la definiția Virginiei Henderson, cu mulți ani în urmă, 1897, spunea așa, dar ea era foarte tehnică în ceea ce făcea. Funcția unică a nursei constă în a ajuta persoana bolnavă sau sănătoasă pentru îndeplinirea acelor activități care contribuie la sănătate sau regăștigarea ei sau la o moarte împăcată liniștită. Totuși, cu 30 de ani înainte, mie mi-a plăcut Florence. Florence spune altceva, o altfel de definiție, poate mai aproape de ceea ce ar trebui să fiți dumneavoastră de acum încolo. Nursing-ul este o artă, necesită devotament exclusiv, pregătire temeinică, talent ca orice pictor sau sculptor. Ce este mai mult? Să ai de-a face cu pânza de pictură sau cu marmura, sau să ai de-a face cu organismul viu, cu ființa umană, templu Duhului lui Dumnezeu. Vă doresc mult succes în continuare! Dați-mi voie câteva cuvinte de la cadrul didactic pe care l-ați preferat în evaluările dumneavoastră, așa este, AMG Ana Pach. Maica Anastasie. Mulțumesc frumos, sunt foarte onorată să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. Aș dori să vă dau doar câteva sfaturi. Viața este formată din etape, se încheie o etapă, începe alta. V-a pus Dumnezeu să fiți în prima linie, să lucrați cu oamenii bolnavi. Trebuie să aveți în vedere că omul este format și din trup și din suflet. Și sufletul omului bolnav este foarte, foarte sensibil. Așa cum a spus și domnul decan, de multe ori o vorbă bună și un zâmbet face mult mai mult decât o medicație. Aveți grijă de voi și aveți grijă de toți care vi-a pus Dumnezeu înainte să aveți grijă de ei. Mult succes! Câteva observații pentru absolvenții promoției 2019, care vor fi expuse de colega noastră, tot așa ca un semn de îmbărbătare sau ca un semn, ca un sfat pe care să-l luați atunci când porniți acest drum în viață. Stimat auditoriu, îmi pare rău de voce, așa că voi fi extrem de scurt astăzi. Thomas Fuller a spus de mult că medicul cel mai bun este cel care poate să vindece o boală, dar excelentul este cel care o previne. Și dacă mă refer la promoția care termină nutriția și dietetica, vă revine această onoare, acest privilegiu de ca prin specializarea dumneavoastră să puteți să preveniți anumite boli. Ați ales un drum foarte frumos, din păcate și greu, dar sper că nu vă vor împiedica greutățile și sper că veți reuși să mergeți pe acest drum pe care l-ați ales. Și dacă mai aveți nevoie de ajutorul nostru sau dacă doriți să mai continuați studiile, vă așteptăm evident. Vă doresc mult succes, răbdare și putere. În continuare, doamna conferențiar dr. Amărică Elena, cadrul de predare la BFKT vă va spune tot așa câteva sfaturi de suflet, să le zicem așa. Și așa e cum s-a spus și până acum, orice problemă profesională veți întâlni în drumul dumneavoastră de acum înainte,
nu ezitați să căutați universitatea și să ne căutați pe noi sau urmașii noștri care duc mai departe această flacără a științei, da? Și atunci, sigur, lucrurile vor merge bine. Deci, doamna conferențiară Elena Măric. Un moment plin de emoții, alături de familie și de prieteni. Eu vreau să vă doresc în numele meu și al colegilor mei care n-au putut fi astăzi aici, mult succes pe mai departe, multe împliniri, atât în activitatea profesională, cât și în viața personală. Vă așteptăm cu mare drag și în continuare la cursurile de perfecționare, fie că sunt ele cursuri postuniversitare, la programele de masterat oferite de universitatea noastră și de asemenea oricând aveți nevoie de un sfat, de o susținere în ceea ce privește temele medicale și de recuperare medicală, sunteți oricând bineveniți și suntem onorați și cu drag vă primim și vă ajutăm întotdeauna. Mult succes în continuare! În program se menționează un lucru care place la toată lumea. Un scurt filmuleț cu absolvenții promoției 2019 în diferite ipostaze. Mulțumim!
Într-adevăr, cred că domnul decan este în asentimentul meu că avem niște absolvenți și absolvente foarte fotogenice, da? Pe lângă faptul că și-au dedicat o parte din activitate studiului individual în cadrul universității și a clinicilor universității. Acum, dintre dumneavoastră, dintre absolvenți, cei care au dicție, care au talentul oratoriei, doresc să adreseze câteva cuvinte colegilor și cadrelor didactice, astfel că invit pe scenă absolvent sau reprezentantul absolvenților asistență medicină generală, care să țină câteva cuvinte sau să adreseze câteva cuvinte promoției 2019. Onorat prezidiu, dragi colegi, dragi membri ai familiilor noastre, fie părinți, soți, copii pentru unii dintre colegii noștri, rude sau prieteni. Vă mulțumim tuturor că ne sunteți alături în această zi de mare bucurie pentru noi, dar vă mulțumim că ne-ați fost alături și pe parcursul anilor de școală cu susținerea și ajutorul vostru. Nu a fost ușor, însă greul acum începe când pornim în obținerea unui loc de muncă. Și încă mai greu decât atât, cred că va fi să ne menținem un statut profesional și demn pentru meseria noastră. Așteptările sunt mari și pe bună dreptate, pentru că de astăzi suntem asistenți licențiați, dar trebuie să luăm tot pachetul cu responsabilități și seriozitate. Mai am convingerea că deplina satisfacție în meseria noastră o vom dobândi doar atunci când vom lucra în echilibru partea profesională cu latura umană a noastră. Îmi doresc ca și în viitor să ne întâlnim la cursurile pentru educație continuă, pentru că avem și această responsabilitate, cum au spus cadrele didactice, și să împărtășim diversele experiențe acumulate la locurile de muncă alese de noi. Cu toții am legat prietenii, unele pentru o viață, și am avut de învățat unii de la alții. Eu personal vă admir pentru maturitatea, conștiinciozitatea și ambiția de care ați dat dovadă în cursul anilor de școală. Mulțumim tuturor cadrelor universitare care au contribuit la creșterea și modelarea noastră. Felicitări tuturor colegilor și mult succes în toate alegerile pe care le veți face! Felicitări și mult succes colegii de la Asistență Medicală Generală. Urmează reprezentanta balneofiziokinetoterapiei pentru a adresa câteva cuvinte celor prezenți astăzi și aici. Încep prin a spune bună ziua tuturor. Mă bucur extrem de mult că suntem împreună astăzi aici. Când am aflat că va trebui să vorbesc în numele promoției din care am făcut parte, am avut sentimente contradictorii. Sper ca până la final emoțiile să-mi treacă și toată lumea să înțeleagă ceea ce am vrut să transmit. În primul an eram cu toții foarte entuziasmați și speriați de asemenea. Evenimentele marcante pentru majoritatea dintre noi au fost examenul de la informatică, minunatul curs de fiziopatologie în care am gustat din dulcele vis american și, de asemenea, ortopedia, experiență pe care a trebuit să o repetăm doar de 3 ori pentru a reține totuși ceva. Cred că frumusețea este dată de diferențele care există între noi, iar primul an în care am ajuns aici, din cealaltă parte a țării, acest lucru a devenit evident. Nu avem cu toții aceleași gusturi, aceleași vise sau aspirații, dar cu siguranță eu când am ajuns aici, singura moldoveancă de prin zonă, iar fiecare i și cuvânt mai specific era taxat, m-am simțit ca un micuț animăluț exotic. Lucru care
Sinceră să fiu, nu m-a supărat, așa că la finalul celor 3 ani de facultate vreau să vă mulțumesc, pentru că datorită vouă am ajuns acum acasă cu un accent mai moldovenesc decât am plecat, ceea ce este minunat. Al doilea an a fost anul prin care am început să prindem gustul de recuperări. Am învățat cum stau lucrurile cu împachetările și compresele și cum ele nu trebuie să aibă cute. Lucruri foarte importante pentru viitorul nostru. În al treilea an ai fi spus că vezi luminița de la capătul tunelului, că se termină totul cu bine, însă te prinzi destul de repede de faptul că de fapt luminița aceea provine de la un tren care se îndreaptă vertiginos către tine. Nume de cod, licență. Anul 3 este anul cu stresul, în care stresul atinge cote maxime și descoperi mai multe seriale ca niciodată. Știu că după cei 3 ani de facultate, unele lucruri s-au schimbat, iar în ceea ce privește visele și dorințele noastre, entuziasmul poate s-a risipit, poate s-a amplificat sau poate s-a redirecționat. Dar v-aș invita ca fiecare dintre noi să fim sinceri cu ceea ce ne dorim cu adevărat și în caz că avem și simțim nevoia de o schimbare, să o facem. Suntem tineri și ne permitem în continuare acest lux. Domnilor profesori prezenți și nu numai, vă mulțumim pentru ceea ce ați ales să faceți. Sunt convinsă că și pentru dumneavoastră este o provocare permanentă să fiți mereu informați, răbdători, entuziasmați. Cred că pot vorbi în numele colegilor mei și să spun că dumneavoastră v-ați pus amprenta asupra dezvoltării noastre și vă dorim în continuare multă răbdare, forță de muncă și vă rugăm să nu vă pierdeți încă speranța. Nu pot uita de părinții și familie noastre, care, fără de care ar fi fost destul de dificil să ne aflăm aici. Vă mulțumim pentru toată energia, iubirea și suportul pe care ni l-ați acordat întotdeauna și sperăm că v-am făcut mândri acum la finalul unei alte etape prin care am trecut. Și dacă totuși sunt aici, mami, tati, vă mulțumesc mult de tot că ați venit până aici. Că m-ați înțeles că trebuie să plec departe de casă și nu mi-ați reproșat niciodată nimic. Vă iubesc! În final, aș vrea să vă reamintesc că viața adevărată abia acum începe. Dincolo de toate aspirațiile, orgoliile și ambițiile noastre, avem totuși o responsabilitate față de oamenii care vor veni și vor cere ajutorul nostru. Este o meserie care ar putea să ne aducă extrem de multe împliniri, dar trebuie să avem răbdare, să muncim, să perseverăm și să nu uităm să fim totuși oameni. Nu o să uit niciodată la anul întâi, primul stagiu de neurologie în care ne-a fost arătat, urmează tehnici, un termen un pic tehnic, dar sunt convinsă că o să înțelegeți cu toții, un caz de tetraplegie post-atac cerebral. Am fost printre persoanele curioase care au vrut să înțeleagă ce înseamnă la un braț sau un picior, un membru flasc. Vă spun sincer, m-am speriat. 4 săptămâni mai târziu am ajuns în același salon cu aceeași pacientă, care de data aceasta putea să vorbească, putea să se miște independent și acela a fost momentul în care eu mi-am dat seama cât de mult potențial avem fiecare dintre noi și cât de mult bine am putea face. Vreau să mai adaug doar atât, că până la urmă trebuie să rămânem oameni vis-a-vis de colegii noștri, vis-a-vis de pacienții pe care vom avea și să nu ne pierdem entuziasmul. Iar fiecărui erou vreau să-i urez mult, mult, mult succes în continuare. Am reușit! Sigur că da. Mulțumim pentru discursul acordat. Invităm reprezentanta Colegiului de Nutriție și Dietetică să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua. Bună ziua și bine v-am găsit! Nu am același talent orator precum colega mea de la BFKT. Îmi cer scuze pentru asta, emoțiile mă copleșesc prea tare. Bună ziua, dragi părinți, stimați colegi, dragi invitați. În primul și în primul rând aș vrea să vă adresez felicitări vouă tuturor absolvenților promoției 2019. Sunteți foarte frumoși, sunteți superbi, multe felicitări și succes pe mai departe. Sincer, nu m-am imaginat niciodată în poziția în care mă aflu astăzi să vorbesc în numele colegilor mei și m-am gândit foarte mult ce aș putea să vă adresez din partea colegilor mei de la Nutriție și Dietetică și am realizat că mi-e foarte greu să fac lucrul acesta pentru că încă nu realizez cum au trecut acești 3 ani.
au zburat pe lângă mine, nu mi-am dat seama și uitați-mă aici vorbind în fața tuturor. Și de un singur lucru sunt convinsă. Esențele tale, într-adevăr, se țin în sticluțe mici. Suntem superbi. Pentru colegii mei, aș dori să le adresez sincere mulțumiri pentru tot calmul de care au dat dovadă, pentru toată răbdarea și, bineînțeles, pentru proptitudinea de a trimite cursurile cu noaptea înainte de examen, acele două cursuri care sunt importante și pe care realizez că nu le ai. Mulțumiri aș dori să adresez și profesorilor care ne-au fost alături acești 3 ani, bineînțeles, cu bune, cu rele, cu examene picate, cu examene luate cu Sfântul 5. Și nu aș putea să spun că sunt cea mai supărată pentru că se termină facultatea. Într-adevăr, după ultimul examen am fost destul de fericită, sincer. Dar o parte din mine și cred că o parte din noi toți regretă finalul acestor ani de facultate pentru că este o perioadă din viața noastră în care nu o să ne mai întâlnim niciodată. Este o perioadă superbă, o perioadă în care după un examen greu ieși în club sau partea mai nasoală în care ieși în club înainte de examen și realizezi că e ora 5 și tu la 8 ai examen. Și multe altele care cred că le știți voi mai bine decât toată lumea, nu trebuie să vă dau eu de gol acum. În încheiere aș vrea să vă felicit încă o dată pe voi toți și vă mulțumesc pentru atenție și sper din tot sufletul că toți părinții, invitați, frați, surori, sunteți foarte mândri de acești absolvenți minunați care au reușit și au terminat această facultate și vă mulțumesc încă o dată. Urmează un moment festiv și protocolar pentru care ne vom ridica în picioare, adică depunerea jurământului. Eu voi citi textul, va fi și afișat și îl vom repeta gândindu-ne toți împreună la ceea ce jurăm acum. Nu numai vorbim, ci și gândim la ceea ce jurăm. În numele vieții și al onoarei, jur să-mi exercit profesia cu demnitate, să respect ființa umană și drepturile sale, și să păstrez secretul profesional. Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient considerații de naționalitate, rasă, religie, apartenență politică sau stare socială. Voi păstra respectul deplin pentru viața umană. Chiar sub amenințare, și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale, contrar legilor umanității. Fac acest jurământ în mod solemn și liber. Mulțumesc, putem să luăm loc și să asistăm la un moment care se reia pentru generația dumneavoastră de câțiva ani, și anume predarea cheii către studenții anului mai mic, anului care va urma să fie absolvent în 2020. Poftiți, poftiți!
Vom continua să înmânăm niște diplome onorifice, nenominale, dar foarte frumoase, și o floare în semn de încurajare pentru diplomele care le veți primi după licență. Așa că doamna doctor va striga catalogul AMG și pe rând vă rog să veniți pe scenă pentru a primi aceste considerente. Agaki Andreea Maria. Baciș Georgiana Maria. Bădescu Petronela Alexandra. Băleanu Constanța Lavinia. Berescu Alina. Boboescu Iasmina Emilia. Borțiș Corina Ioana. Brăilă Beatriz Denisa. Buțică Maria Alexandra. Caliniuc Mădălina. Chiriac Estera. Cicortaș Roxana Denisa. Ciuciu Ioana Iulia. Ciuruș Diana Maria. Cornea Andreea Bianca. Covaciu Alina Alexandra. Cristea Florina Alina. Crișan Crina Alexandra. Dan Adriana Rebecca. Dascălu Marinela. Dobre Alexandra Silvana. Dragomir Lavinia Adina. Dreghiciu Cristina Monica. Drinovan Loredana. Dumiter Larisa Mariana. Filca Milenca Maria. Fulga Laura Georgiana. Gavriluț Denisa Ioana. Gheorghe Oana Raluca. Ghiur Diana Maria. Gociu Maria Bianca. Grigorian Lăcrimioara. Ibra și Lorena Maria. În sfârșit un băiat. Eva Daniel Ionuț. Jurcă Raluca Olimpia. Chiș Laura Claudia. Lăpădătescu Cristina Elena. Litră Denisa Dumitrița. Mane Adelina. Meleancă Liliana.
Micșa Angelo Andrei. Mihăilescu Claudia Monica. Miherța Ana Maria. Moldovan Adela Bianca. Moloci Georgiana Raluca. Nadi Sara. Nuța Casiana Bianca. Oncu Maria Diana. Oprescu Ana Maria Claudia. Pasăre Alexandra Cosmina. Pavel Lavinia. Perețeanu Maria Mădălina. Perian Cătălina Ofelia. Perju Ana Maria Emanuela. Peteneche Alexandra. Pârvoiu Roxana Denisa. Pop Adelina Roxana. Pop Cristina Mariana. Popescu Ana Maria. Postea Florentina Cosmina. Prisecaru Cristina Lavinia. Ranga Janina Nicoleta. Rionesei Lavinia. Rizia Alina Cristina. Romaniuc Daniela. Șcirța Ana Florentina. Scorobete Alina Laura. Simon Dalia. Sârbu Diana Elena. Smahon Andreea Maria. Spiritu Archiditis Beatriz Oana. Stoica Maria Alexandra Valentina. Straticiuc Denisa Carolina. Strâmbu Eli Simona. Șoș Roxana Larisa. Tudor Maria Cornelia. Țărana Urel. Țucă Alexandra Raluca. Ursachi Laura Maria Luiza. Varga Edith. Văduva Irina Victoria. Velea Larisa Georgiana. Vigaru Claudia Delia. Vlad Raluca. Volintiru Andreea. Și Ziegler Brigita. Urmează absolvenții specializării BFKT. O să citească doamna conferențiar Elena Mărică-i catalogul și domnișoara dr. Anca Dinu, cea mai tânără asistentă universitară din disciplina noastră, vă va da aceste moment, aceste însemnuri simbolice, să spunem așa. Poftiți!
tot am aici. A Mariei Ramona. Anderval de Roland. Andriescu Cătălin. Andrița Aura. Baiaș Cristina. Băncilă Liviu. Barna Denis. Bătănian Ioana. Belean Radu. Berar Iurita. Berceanu Alexandra. Bibere Larisa. Bihoi Larisa. Biro Adrian. Bogdanović Cristina. Bureschi Andreea. Cavallaro Ruggero. Ciobanaș Paul. Ciocan Andreea. Ciorobia Alice. Condel Andreea. Cornea Alex. Croitoru Denisa. Cex Goran. Deda Rana. Despa Alina. Dragoi Claudiu. Dumitrașcu Nadia. Florea Mădălina. Furdui Bianca. Gheoace Mădălin. German Sebastian. Gheța Rafael. Gorbe Gabriela. Guță Cătălin. Haida Adelin. Halas Arnold. Poara Andreea. Ianoșiga Cristina. Gianu Adrian. Lăsconi Darius. Leorinț Florentina. Lucian Lisa. Mălăescu Maria. Mandec Melinda. Matei Teodor. Matias Georgiana. Mehedeniuc Roxana. Mircea Raluca. Moisa Andreea. Moldovanu Andrei. Muscalu Mălina. Nicolae Răzvan. Ordoti Denisa. Păcurar Ariana. Pamfiloiu Danina. Petrișor Ionuț. Popa Alena.
Puia Raul, Radoslav Georgiana, Răduică Izabela, Șalapa Andrei, Șest Sara, Svet Cura Luca, Sânia Georgiana, Staniloiu Roxana, Statie Cristina, Suciu Ioana, Trițoiu Andrei, Turbatu Maria, Ungur Damaris, Ungureanu Andrada și Vucea Adelina. Și acum catalogul promoției 2019 de la nutriție. Da? Poftiți pe scenă. Aspru Anda Georgiana, Badiu Ioana Adina, Bogian Sabina Alina, Dan Codruța Elena, Dan Maria Victoria, Fabian Cristina, Ivașcu Simona Maria, Mandiu Camelia Elena, Mârț Anca Gabriela, Milici Andreea Laura, Păpaș Roxana Florina, Râmbetea Crina Paula, Sanda Ana Maria, Stricescu Tudor, Toplician Laura Maria. Felicitări!